Superliga vă este oferită de Superbet. A pasat bun driblingul lui Radu Boboc. Dumitru pleacă de acolo, îi face culoar. Vine și centrarea pe sus pentru Nemet. Reluare! Scoate portarul Lutei și la contră apare Ibrahima Conte. Minutul 17 spre 18 chiar. Prima mare ocazie a meciului aparține echipei din Voluntari. De fapt e a doua. Să nu uităm de acea greșeală a apărării arătene de mai devreme. Senzațional reflexul lui Iacob. E da, trăiește albanezul, reușește un dribling, este în careu, centrează, oh, luft, în careul mic, încă un șut! Cred că mingea a șters transversala, ocazie din nou pentru Voluntari în minutul 19. Bobov vine la finalizare, aici Ali, oh, ce dribling, trece elegant. E un pericol pentru proapta proprie, să știi, Ibrahima Conte. Da, să știi că a fost bară, să știi că a fost bară, ai avut dreptate. Mingea bulbuită de defensiva în roșu și mi s-a părut că balonul a șters încheietura barelor, undeva la vincul ar fi trebuit să se ducă. Nu e nimeni decât la mare depărtare Nemeț, însă mingea ajunge la slovac, foarte interesant. Experiența l-a ajutat să recuștige balonul în concentrare. Oh, transversală, Igor Armaș, a doua bară pe atacul Voluntariului. De-a dreptul siderat, Iacob, de felul în care se poziționează colegii săi din defensivă la asemenea momente. Erau patru jucători ai Voluntarului la această fază și totuși Igor Armaș reușește să se înalțe lângă uriașul Ibrahima Conte. Bine, și Armaș, jucător cu talie. Notăm. Mingea este în centru. Vine Vadim Rață. Șutul lui Vadim Rață, puțin pe lângă poarta lui Florin Iacob. Îl vedem în imagine pe Dumitru. Da, e omul din banda dreaptă acolo, cel care deschide culoarul. A fost o acțiune colectivă. N-a avut prea mult timp jucătorul Voluntarului. 6 puncte în plus față de cât a terminat anul acesta. Minge din nou la bara a doua. Ocazie mare, gol! Este gol 1-0 pentru Voluntar. Să vedem dacă nu este un offside. Mi s-a părut că Nemeț la acel balon recentrat era în afara jocului. Decât dacă în prelungirea porții pe direcția stângă de atac a Voluntarului să fi fost un apărător de la Urda. Hai să vedem aici. Hai să vedem. S-au stat cineva la bară. Aia e discuția. Recentrarea aici. Nu e. Uite, sunt doi jucători. Exact, portar. Asta spuneam. Gol perfect valabil. La a patra sau a cincea încercare, Voluntarul deschide scorul. Și avem rezultatul din retur, când Urda s-a impus la Voluntar cu 1-0. Cine a recentrat acolo? Este întrebarea. Mai... Probabil Grigore Turda, venit în sprijinul atacului. Nemeț așadar cu al 7-lea gol din campionat, devine în acest moment marcatorul Voluntarului. El și cu Dumitru aveau câte 6 goluri după sezonul regulat. Nu cred că nicio problemă, decât dacă nu e nevoie de intervenția VAR-ului pentru un posibil fault în atac. Pacoarsă. Rareș Pop pregătește șutul, n-a avut spațiu, minge la margine. Oh! E gol! Primul șut pe poartă! Mai Uta mai italiană decât orice echipă din Italia, incredibil. Mingea a fost deviată și asta l-a derutat pe Jesus Coiado și egalează trupa lui Mircea Rânic, care spunea că e un pic ciudat. Nu e o problemă că nu ia salariu, nu e o problemă că nu jură jucătorii, ceva nu e în regulă cu Mircea Rânic. Și el a spus în urmă cu 5 ani, Fabrice ar fi fost în avion. Bun, este 1-1. Matricardi sau cine? Igor Armaș mai degrabă. Din Igor Armaș, din moldovean, deviază mingea asta și, într-adevăr, traiectorie schimbată și asta îl derutează pe Coiado. Așa este. Așa mi se pare că balonul a fost deviat de apărătorul Voluntarului. Altfel mă gândesc că... Dar e gol sau este autogol? Mai degrabă e autogol, este o deviere decisivă ca să ne lămurim. Ăla. Voluntari, lovitură de colț, minge înaltă și este gol! Igor Armaș! A doua oară nu mai ratează! Minutul 45 plus 1! Senzațional moldoveanul Voluntarului și duce echipa în avantaj. Voluntarul conduce pentru a doua oară la Arad. Ultrașii de la Voluntari sunt la datorie. Nu, dar ceva se întâmplă totuși cu echipa lui Mircea Denic la aceste baloane pe sus. Igor Armaș se înalță lângă Ibrahima Conte la debutul partidei, la acea bară a lui Armaș, tot de lângă Conte a reușit să se înalțe fundașul ilfovenilor. Este primul lui gol din acest sezon și vine într-un moment senzațional. Chiar înainte de pauză, echipa sa conduce
3 goluri în prima repriză la această partidă, plus o mulțime de alte ocazii. Ce meci frumos! O fi existat vreodată între cele două echipe un meci cu mai multe 2 goluri? Hai să vedem. Cred că da. Balon pentru Fabri, slovacul s-a văzut puțin astăzi, centrarea acestuia pentru golul lui Lucasen. Nu e Omondi, nou intrat, nu e Lucasen, este kenianul Omondi care înscrie al 3-lea gol în acest sezon. Dar trebuie să recunoaștem că Mircea Rednic este un antrenor teribil de inspirat. Da, așa este. E Omondi, a marcat și Machado în prima repriză după ce a intrat în teren. Adică a marcat și Omondi, într-adevăr. Dă dintre cei doi apărători ai voluntarului. Este o vină colectivă și Matricardi și Bobo nu reușesc pe Omondi să-l blocheze. Portarul Coiadă, ce să facă și el? A fost un 3 contra 1 acolo și jucătorul Lutei înscrie. Avem o nouă egalitate. E meciul cu cele mai multe goluri între cele două echipe. Niciodată la Arad nu s-au dat mai mult de 2 goluri în confruntările directe. Nu s-au dat niciodată, nu doar la Arad. Care îi aduce aminte Utei că meciul e departe de a fi încheiat. Că centrare și gol! No! Uluitoare ratarea voluntarului, minutul 54. Vadim Rață, care mâine pleacă la echipa națională a Moldovei, își putea duce pentru a treia oară în avantaj echipa. Vai ce ratare, vai ce ratare! Iată însă reacția Utei, mingea s-a mutat repede în jumătate adversă, se joacă pe contre. Nemeț, din prima șel în dreapta, Andrei Dumitru, atenție, Andrei intră în care îi deschide unghiul în zonă centrală, șutul! Senzațional! Reflexul lui Florin Iacob, rămânem cu 2-2. Ce gol eșa, ce gol ar fi. Vai de mine ce contraatacuri face voluntariul în meciul ăsta, este uluitor. N-a fost nimic la această intercepție a balonului la Fabri. Dumitru cu un dribling spre interior și apoi cu stângul. Parada spectaculoasă și a lui Florin Iacob. Florin Iacob vine șutul. Boara transversală, e a treia transversală a voluntarului, minutul 67. Și continuă atacul, continuă atacul, convingere centrată în 6 metri și șutul lui Nemeț, încă o dată, Doru Andrei, Doru Andrei, scoate Iacob, asediul la poarta Utei. Omondi recuperează și își poate pune echipa pe contraatac, apare însă formidabil și recuperează Matricardi, Carnat izolat în flanc, are doi adversari, Carnat cere hands, de pe jos pentru Cristian Mihai, recuperează în sară Deni, João Pedro, pregătește șutul, João Pedro, João Pedro, pe deasupra! E, da. Încă o dată transversala pe care o așteptai cu reluare. Cred că a fost Doru Andrei, nu cred că l-a șutat. Ce bombă, ce bombă! Da, da, Doru Andrei... Aproape de golul său cu numărul 3, ar fi fost cu siguranță cel mai frumos din acest sezon. Iată și șutul lui João Pedro, să te tot uiți la Superliga atunci când ai asemenea meciuri. Lucasen pune balonul jos, n-a avut instinctul de a șuta ora de zi. Păi sigur că da, dă din prima. Tudorie, Tudorie, fața partidului! Uta pentru prima dată o conduce pe voluntari! Să vedem dacă va fi decisiv. Încă o schimbare a lui Mircea Rednic care dă gol. Este uluitor. 3 goluri marcate de rezervele lui Rednic. Minutul 79-80 a făcut acum. Ce revenire reușește Uta. Nu cred că este offside la centrarea lui Mikovski. Mi s-a părut în fața lui Tudorie. Tudorie marchează primul său gol pentru echipa arădeană. El a mustat în faza asta, să știi. Bună centrarea și reluare din scurt. I-a luat fața lui Matricardi. Nu avea voie argentinianul să pice în această capcană, mai ales la ce experiență are. 2 goluri la rând marcate de Uta. N-ai fi zis la cum a evoluat jocul ăsta. Tocmai ce am spus mai devreme. Hai să vedem. Minutul 80 al partidei. Tudorie înscrie pentru arădeni. Uta a mai câștigat acasă cu 3-2 cu Craiova la precedentul meci de pe teren propriu. A început bine ca atitudine, ca joc. Bună pătrundere, aia să dă și centrarea pe lung. Gol! Voluntariul! Merloi cu al 4-lea gol! 3-3! Wow! Extraordinar! 6 goluri într-un thriller la Arad pe stadionul Francis Neumann. Fanii veniți de la voluntari și oamenii în vârstă mulți. Iată încă o dată centrările
punctul extrem de slab al defensivei lui Mircea Rednic. Vine balonul din flancul stâng, Merloi apare de undeva din lateral. Nu l-a simțit nimeni, nu l-a oprit nimeni și este 3-3. Din nou înscriu în prelungirile meciului, au înscris și în prelungirile primei reprize jucătorii lui Pârvu. Un alt antrenor inspirat care face o schimbare care marchează. Nici n-a dat foarte multe variante pe bancă, să știi. Și era un minusul Cinimultăra. A cincea lovitură, prima pentru Uta, prima lovitură. Reluare aici, scoate arma, așa să vedem șutul. Gol, Machado, gol, 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 gol! Uta câștigă cu voluntar, 4-3! Ești sigur? Ești sigur, wow, că va câștiga? Wow! 4-3 pentru Uta. Fantastică partidă! Una dintre partidele sezonului cu siguranță, Dragoș. João Pedro înscrie o dublă. Rezervele Utei rezolvă această întâlnire. Primul corner, minge respinsă de Matricardi, cred, acolo. Și vine șutul lui João Pedro printr-o pădure de oameni. Nicio vină pentru portarul Jesus Fernandez. Nu avea cum să vadă, nu poate fi blamat. Brusc a fost o execuție foarte bună a lui João Pedro și este 4-3 pentru arădeni. Din nou voluntariul ia 4 goluri în deplasare, la fel ca la Sfântul Gheorghe, în ultima deplasare din sezonul regulat. Are cea mai slabă apărare moment. Da. Foarte bun șutul acolo lângă bară, vede târziu Coiado și e victorie pentru Uta.